Faci cu hainele mele, măcar să faci tu ceva hai pentru mine. Ce sună la urgență și nu răspunde la urgență? Nu știu, dar e sigură că e 112. Da, mă, e 112, ce? A venit poliția? Cine mă? Ai de capul meu! Hai cu bună dimineața! Noi am plecat unde, Alexandra? Am plecat în vacanță, nu? Mă dori burda, nu mai vă, mă dori burda, mă dori burda, mă dori burda! Și acum ești întuneric. Noi am plecat în vacanță, gata, cu valizele astea așa rupte, nu? Ce rușine, mă, să pleci în halul cu valizele astea. Dar nu cred că vine liftul. Vine liftul? Uite, acum vine liftul. Dar mai mișcă-te și tu, ca să nu se mai închidă lumina asta. De ce vrei să mă mișcă? Ca să nu se mai închidă lumina, tocmai ce ți-am zis. Ha? Tocmai ce ți-am zis. Păi iar rămâi pentru Neric. Nu vine. Ba da, cum să nu vine. Ba da, vine acolo. Așa, hai, mișcă-te, mișcă-te, mișcă-te. Ce-ai, mă? Zi-mă, unde mergem? Da. Mergem acasă. Unde acasă? Deci îmi caut părul din nas? Ce vrei? Vreau să nu se mai închidă lumina asta. Mergem acasă. Zice valizele. Nu mergi pe vacanță. Pentru că Adriana a zis în felul următor. Eu îmi iau toate valizele și toate hainele din apartament și mi le duc la casă pentru că nu vreau să... Stai că e doamna. Ce? Că eu trebuie să-mi iau toate hainele de la apartament și tot ce am la apartament să le duc la casă ca să nu mi le mai poartă Alexandra pe toate. Așa a zis Didi. Și a zis că să-mi dea și mie cheia de la dressing cu ei să nu uite când și le bag în dressing ca să mai intru și eu pe acolo. Că oricum sigur mi-o dă. Era? Cu ce ești îmbrăcată, Alexandra, acum? Cu pantaloni și cu bluză și cu vestă? Ce vestă? Ce bluză? Bluza asta și cu vestă. Da, și ale cui sunt? Ale mele. Ale tale? Da. Și de la cine le-ai luat? De la mine. Le-ai împrumutat de la tine, nu? Da. Ah, am înțeles. Păi mai fac din astăzi. Da? Da. Le-ai împrumut de la tine, nu? Aha. E bine, ce să zic. De ce? Oh, gata că vine acum liftul. Gata, ho. Oh. Că vine. Da, și cam asta facem noi, mergem la casă, ne ducem că trebuie să schimbăm becuri, de canoate, niște becuri urâte. Hai, bagă-te în lift, singura. Și că pleci în vacanță? Păi, dar normal, speram că pleci în vacanță. În vacanță, valizele astea. Ca să vedeți voi ce valize are Adriana. Hai, mă. În cap? Ia, Adriana, e șmecheră, s-a trezit azi dimineață, și-a făcut baie pe cap, s-a spălat, s-a făcut frumoasă și s-a machiat. Eu merg și eu. Așa, cum mă vedeți. Așa mergi, nu? Da. S-a mai și împletit pe deasupra. Și eu am stat așa. Ai stat pe live tu. Dar ce bine m-a fost și ce m-a distrat. Și vă mulțumesc și hai de facă, trebuie să cărăm astea și ne vedem de la casă sau de mașină sau ne vedem noi de undeva. A adus Alexandra mașina aici în față. Nu vă uitați că e beton mașina aici. Adică despre ce vorbim? Ia uitați-vă și voi cum a făcut Alexandra mașina. Ce a făcut la mașină? Începe să ruginească. Haide, Alexandra, haide, pune valizele. Dar tu ce ai mai? Haide, pune valizele. Hai că tot te braci cu hainele mele. Măcar să faci și tu hai ceva pentru mine. Dar tu ce ai? Trebuie să pui. Nu. Haide, mamă. Sunt ale mele, frate. Haide, mamă, haide. Haide că poți, haide. Frate, n-ai fost să faci tu în asta. În ultima perioadă numai eu am făcut curățenie în mașină. Ce? În ultima perioadă numai eu am făcut curățenie în mașină. Ce? Măta. N-aud. Da. Haide, mai cu talent. Hai că sunt ușor. Dar nu le sparge. Aici comentezi? Da. Gata, ne-am urcat și mașina, acum trebuie să mergem să luăm becuri. Mamă, cât de frumoase sunt! Mergem să luăm becuri, de fapt să schimbăm becurile, nu să le luăm, nu? Trebuie să le schimbăm pe alea și mai trebuiau niște becuri. Pe terasă, ce becuri trebuia pe terasă, te-ai uitat? Nu m-am uitat, deci trebuia A pentru birou, alea micuțe, le știu pe de care trebuie, pentru birou și... Să luăm și lustra astăzi? Nu! Haide, mă, gata! Lasă-mă cu lustra ta, nu vreau lustră! Vreau să schimbăm becurile, vezi că ai un pieton. Am văzut! Bine! Haide, pa! Haide, ne vedem de la casă, nu? One eternity later. Ia și carule, cum dori piciorul! Dar pe unul e urcat-o, nu? Hai, simtir, mă, dar ce ai dat filme? Mă, dori genunchiul, ce-am zis? Hai, simtir motive de doi bani! Nu! Haide, că te ajut și eu! Mai caut motive multe! Nu sunt de-a zis! Ți-a zis să nu mai intri încălțat în casă! Mi-ngheață picioarele! Mă doare fixe de
sosea? Eu cum sunt în sosete? Haide cât ajung și eu. Haide. Au, ce unde are genunchiul. Au! Hai, au! Se prostește, ferească Dumnezeu. Adică mă plâng de 3 zile. 3 zile, ce? Și vrei tu să-ți spui mie acum că ai ridicat o valiză asta cât ar mai tare? Da! Ești pentru că pun mai multă presiune pe el. Da. Ce? Uite, e din vizul aia că a căzut Adrian. Da, din cauza la perdeaua aia mi-am rupt eu nasul. Ca să vă povestim și vouă ce s-a întâmplat aseară. Domnișoara mea, de ce mă pun acolo? Mă pun unde vreau eu. Ce faci tu, mie sens să fac eu chestii de genul? Domnișoara mea, Adriană, eu, de fapt, să începem cu începutul. Nu știu cum s-a întâmplat și cum s-a făcut și cum a stat când am venit să facem curățenie în casă, să strângem să așa. Au căzut ca eu să pun perdelele și draperiile la loc. După ce le-am spălat, bineînțeles, și după ce le-am făcut și așa mai departe, vă rog. Și aseară rămăsese doar draperia din camera Adriană. Aseară ne-am dus la apartament, ne-am întors înapoi la casă și când am ajuns am scos perdelele să le punem și nu știu cum a făcut Adriana, i-a trebuit să cobor până la parter și nu știu cum a făcut Adriana, cum le-a făcut Adriana și a dat cu draperiile alea peste nasă, bineînțeles, și acum are nasul până. Și am auzit de jos cu bușură și nu știa de ce ajung. Fătui Dumnezeu, mai de traferie și de galerie și cine m-a pus să le pun. Râzi, mă? A, trebuie să râd? Da, mă. Bun, ce facem? Bun, răstoarnă valizele. Dar tu ce ai de făcut? Nu! Mă doare piciorul. Ia uite ce se prostește vaca. Ia uite, mă, ce se prostește vaca. Ia uite ce se prostește vaca asta. Bă, spuneți-mi și mie că de două săptămâni până încoace mă doare genunchiul ăsta de nu mai pot și simt așa când cal pe el, simt așa o presiune, nu știu. Și mai ales când cobor scările, simt că mă înțeapă ceva acolo înăuntru. De la ce e oare? Tu m-ai întrebat pe mine sau ai întrebat pe ei? Și pe ei și pe tine. Pe mine? De la antrenamente, cred că. Nu cred că e de la antrenament. Dar ce vrei să faci? Nu trebuie să mă valizele înapoi acasă. Eu mai am atâtea haine de adus. Păi oricum nu ne mutăm acum. Păi dar nu ne mutăm acum, Alexandra. E vorba că le duc aici, că ce să fac? Oricum stau acasă în valize și se ocupă spațiu degeaba. Nu? Păi oricum nu ne mutăm acum. Păi dar n-a zis nimeni că ne mutăm acum. Să când îți bagi hainele aici în dressing și nu, așa, da, okay. Îmi dai cheie, trebuie să-mi dai cheie, n-ai cum. Uite și tu ce vezi, stau în valizele astea. Îmi dai cheie. Astea le-am pus și eu acum. Îmi dai cheie, ai auzit? Ce-ți dau? Cheie de la dressing. Îți dau pe mama ce-o dau. Sichir, mă. Mă, lasă-mi umerașile acasă, mă. Uite-te și tu câte boarfe am. Da, am o grămadă de umerași pe care nu le folosesc. Uite, trebuie luate. Trebuie luate și... Am și chiloți, vezi, noi uite, și sutien, și sutien. Și de toate am aici, vezi? Trebuie să le calc. Hai, mă, dă-le. Le dau, vezi? Te de varță, mă, deodată, stai să le iei pe fiecare la rând. Da. Nu mai am, dar nici nu știu cum mai am de aici. Nu mai uite. Ochelari, ăsta de la Feon, de la Dyson. Apropo, dacă vreți să vedeți, să vă arătăm casa cum arată și așa, stați că mi-a început să-mi tremure mâna, nu știu de ce a luat ora asta mâna mea pentru câteva secunde. Dacă vreți să vedeți cum arată casa și care și cum o să stăm și, ca, și așa mai departe, să ne lăsați în secțiunea de comentarii. Acum voi deja știți că asta este camera mea. Deja da, n-am văzut decât partea asta, că camera ta e mare. E camera mea, e cât un apartament. Asta zic. Haide, mă, odată stai 10 ani. Stau 10 ani cu ce? Să scoți niște haine. Vai, te doare genunchiul că scoți haine. Da! Asta era, mă, de asta se mocă Adriana atât. Am înțeles, mă. Voi o înțelegeți, nu-i așa? Mă. A. Eu stau și mă gândesc cum le-a făcut Dumnezeu. Ha. Că gen, știi că tu te plângeai pe live de ăla care vine așa și știi că acum câteva zile am chemat poliția din cauza lui. Aha. De nebunul, și da. Și eu stau acum și mă gândesc, vezi cum a făcut Dumnezeu ca să în același timp să ne luăm și casă.
Da. Ai văzut cum le-a așezat Dumnezeu? Mhm. Da, le-a așezat Dumnezeu. O să vă arătăm și vouă ce s-a întâmplat zilele trecute, că am chemat poliția din cauza la asta, că tot venea la... A venit la ușă la noi, ne-a blocat gazul, da, s-au întâmplat foarte multe lucruri. Oricum, o să le vedeți pe vlog. Le vedeți pe vlog, în continuare la vlogul ăsta, le găsiți pe toate și vedeți ce am pățit și ce ne s-a întâmplat. Da, bine, Dumnezeu le-a așezat în așa fel încât să fie totul bine și să le rezolve. Oricum, avem și noi nevoie de părerea voastră, să ne spuneți ce părere aveți despre vecinul nostru nebunatic. Da, și cam asta e. Așa, nebunatic. Nebunatic, da. S-au prins chilozii de ce zi. Hai de mă, Adriana, că stai de 10 ani. Hai, termin aici. Cu ce? Desfaci niște valize. Păi și tu crezi că e așa ușor să desfaci niște valize? Stai că asta e ușor. Stai să vezi când o să vină să le așez. Și trebuie să le calc. Și trebuie să le pun pe umerașe. Și vai de capul meu. Ce? Mi s-a rupt valiza. Era rupt de când ai plecat de acasă. Da. Uite-te și ia să vezi ce e mai sus. La cât de mică e. La cât de mică e. Atâtea boase. Hai mă, Adriano, mă! Întreabă-mă una. Ia uite ce faci, mă? Lasă-mă, Adriana, că nu e amuzant. Sunt dezbrăcat, vreau și eu să fac baie și... Cum dau drumul la gaz acum? Nu știu cum dai tot drumul la gaz, dar... faci gazul, faci centrala. De ce s-a întâmplat? A umblat nebunul ăsta la gaz, Adriana, nu e amuzant! Nu mai mergea la gazul. Uitați-vă și voi că nu ne mai merge aragazul, nu mai merge nici centrala. Și... Cică, când a deschis mama ușa, cică el umbla la dopul ăla de acolo. Cică zuse dopul ăla jos. Noi acum ce facem? Nu e muzar pe grana, eu sunt la poliție, să-mi fac ce-am zis că o umblat acolo, eu mai devreme. N-ai cum, ferească Dumnezeu, vine ăsta peste noi în casă, ce ai? Sunt la poliție? Da, sunt la poliție și vorbesc cu ei și nu știu cum puneți gazul. Eu cum puneți gazul acum? Nu știu cum puneți gazul. Eu trebuie să fac baie. Ce? Ce ai făcut acolo? Ai pus ăla? Taci că sunt la poliție. L-ai sunat la 112? Da. Tu vorbești serios? Da. Nu răspunde nimeni la urgență. Nu răspunde la urgență nimeni. Nu răspunde nimeni la urgență. Cum să nu răspunde nimeni la urgență? Nu era 112? Ba da. Apel de urgență, nu vezi că scrie acolo. Și nu răspunde nimeni la urgențe? Hai de Adriana, că nu e amuzant. Ce aveți, mă? Nu răspunde nimeni la 112. Nu răspunde, sunt la urgențe și nu răspunde nimeni. Ba da, dar tu sunt, dar tu și acum tu știi ce... Sun la urgență și explic situația și îi spun. Să trimită un echipar, să vedem ce facem. Că n-ai cum să lași așa. Uite, că ești o continuă asta, mama, în casă, eu nu știu, noaptea, nu poți dormi nici noapte. De ce sună la urgență și nu răspunde la urgență? Nu știu, dar e sigură că e 112. Da, măi, 112, ce ai? Mama, mama. Nu răspunde nimeni la 112, să mor tu. Alo, bună ziua. Am și eu o problemă de câteva zile cu un vecin și aș dori să vorbesc cu cineva în măsură de la poliție sau nu știu, cu oricine, pentru că de vreo câteva zile ne tot bate la ușă. Este un bărbat care are niște probleme psihice și cred că i s-au aprins călcâiele și vorbesc serios după mine sau după sormea și ne deranjează de vreo 3 zile în continuu. Iar astăzi a venit din nou la noi, a bătut la ușă și ne-a umblat. Da, ne și urmărește. Ne urmărește când ieșim din casă, când intrăm din casă. Astăzi a venit și a bătut din nou la ușă la noi și ne-a umblat la gaz. Da, da, da. Să spuneți adresa, vă rog. A umblat la gaz acum. Acum câteva ore, dar nu ne-am dat seama decât acum, pentru că eu am intrat în duș să-mi fac un duș și nu mai merge centrala, am apăsat pe aragaza. Da, e oprit. Nu știu ce a făcut, pentru că a răspuns mama astăzi la ușă, când a venit el, când a bătut din nou la ușă, a răspuns mama și el umblase acolo. Nu știu ce a făcut la gaz. Da,
doamnă, acum este și un pericol de incendiu, asta vreau să mă asigur. Nu miroase a gaz, nu miroase a gaz, doar că nu ne funcționează gazul. Este nevoie doar de poliție. Exact. Câteva secunde, răspund imediat poliția capitalei. Vă mulțumesc. Alo, bună ziua, am și eu o problemă cu un vecin. Ne cam urmărești... Poftim? Ne urmărește de câteva zile, ne sună noaptea la ușă, ne vine, ne bate în ușă, nu ne lasă în pace, ne deranjează. Astăzi a sunat din nou la, a bătut din nou la ușa noastră, după care s-a dus și a umblat la țeava de gaze și ne-a oprit gazul în apartament, pentru că noi avem contoarul de gaze în exteriorul apartamentului. Și efectiv vine și... Omul are probleme psihice, este nebun, îmi este frică să-mi las copilul singur în casă, îmi este frică să-mi las copilul să iasă afară, nu, deci de câteva zile ne urmărește în continuu. Eu cred că, nu știu... Și acum a venit chiar la dumneavoastră? Vine de vreo... Acum o oră jumate a venit din nou și acum am descoperit că nu am gaz. Și umblase la gaz, că i-a deschis mama ușa și mi-a umblat la gaz. Nu merge nici centrala, nici gazul, nu merge absolut nimic. Vă trimitem un echipaj. Ok, bine, vă mulțumesc. La revedere. La revedere. Nănuic nu, mă, Adriano, ce faci? Mamă, dar eu, da, ai văzut asta? Ia, vezi, mă, încercă gazul, poate și-a dat drumul. Da, drumul dacă nu ia. Măi, mama. Da, dați drumul. Păi să sun vecina, mă, să-mi trebuie. Ia. Poate și la ea face la fel. Poate ea are gaz. Nu are gaz. Că ea are gaz, că nu ia umblat la contoarul ei. Nu e ok cu omul ăsta. Adică poate să fie ceva mult mai grav. Alo. Bună, sunt Alexandra, mama lui Beatriz. Da, avem o problemă de câteva zile cu vecinul nostru. Așa. Știi despre care vorbesc, nu? Da. Ideea este că de câteva zile ne bate la ușă în continuu, ne sună noaptea la ușă, vine la ușă, astăzi ne-a umblat la gaz, ne-a oprit gazul, nu știu ce a făcut la gaz acolo. Nu. Și vouă? Eu am sunat la poliție. Trebuie să vină poliția acum. Eu nu, n-am cum, că efectiv ne hărțuiește și noaptea târziu, deci nu mai pot cu el. Mi-e frică să-mi las copilul singur în casă, mi-e frică să plec undeva. Da, te cred, știu. Da, trebuie să rămâneți. Și nouă ne-au oprit gazul, tot sună la interfon. Eu de asta am interfonul pe mulți, din cauza lui. Și cred că am mai dat la vreo 1-2, că tot așa, continuă să sune. Și am interfonul pe mulți, din cauza lui. Păi și a venit și la ușa la voi, a bătut la ușa la voi? El tot încearcă și așa. Bine, nu știu dacă el neapărat, că n-am deschis ceasul, mi-a fost frică și așa. N-am văzut pe nimeni pe vizor când m-am uitat atunci. Păi nu, că el bate și după aia pleacă. A, deci da, bubăituri am auzit și eu în ușă și n-are cine decât el. Atunci eu am sunat la poliție, sper să-i facă ceva, pentru că nu există, deci efectiv mie mi-e frică. Iubita mea, te cred, ideea e că n-are ce să-i facă pentru că e nebună. Îl ia 2-3 săptămâni pe drumul, că tot a mai fost cazuri din astea. Păi și ce fac? Eu nu pot să mai stau, să mai plec de acasă fără copil, trebuie să mă ies cu bodyguard la fată dacă vrea să iasă afară, ce fac? Din păcate, da, pentru că n-are aparținător, am înțeles, legal și așa. Are decât un frate minor, care, sau mă rog, major, dar are 18-19 ani, care nu stă cu el pentru că este frică de el, părinți nu că sunt morți și practic ea nimănui. Păi și trebuie să-l suportăm noi acum. Păi și gazul cu drumul, da, Andru, ia cum a dat drumul. Și proprietar de apartament. Și tu cum ai dat drumul la gaz? Mergi la ușă la gaze și dați de butonul ăla roșu. Am tras, nu merge! Deci eu am tras de butonul ăsta. Trebuie să fie tras în afară. Gata. Ia vezi acum mama. Gata. Am sunat, eu aștept poliția să vină. Foarte bine, foarte. N-am cum. Merge. Hai că-mi dau și eu. Hai, bagă centrală și dacă iese asta, vii și spui și tu, dai mărturie la când vine poliția? Da, adică să le sună-mă când vine și dacă vrea să fie mai multe, da. Trebuie să vorbim cu toți, să vedem, să găsim o soluție. Ok, am înțeles, e proprietar de apartament, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne fie frică să stăm în casa noastră. Păi, ce dăm ea acum? Pe bune acum. Păi dacă eu trebuie să plec o dată, mă tale pleci, Adriana pleacă. Și la trebuie să stea fata o oră singură, mi-e frică să stau... Dar mi-e frică mie că-s bătrână stau în casă, dar tu te auzi ce spui. Nu râne, nu facem astea necate. Dar nu-i de râs. Poate îi ferească Dumnezeu într-o seară, îi vine ceva mult mai... Dar nu știi ce ai făcut în vreo. Te ridici pe scară și nu știi că vin din spatele tău. Păi asta zic, sânge pe jos, sparge geamurile, se lovește cu capul de pereți, face ce faci, ferească Dumnezeu. Face o criză, facă tatu și faci, deci dă-ți vina pe tine, că tu ai făcut. Da. Păi intri în belele fără să-și habar să ai. Nu, dar nu e ok. Da?
Bună ziua, da. O secundă, poftim? A, stați că am... Ați ajuns jos? Perfect. Haideți că vă așteptăm și vorbim aici. Bine, doamna. Bine. 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 La revedere. De la 3 minute s-a ajuns la 5-7 minute. Deci vine și poliția asta cu spatele. Cu spatele. Manșariet vin și ăștia. Ferească Dumnezeu. Trebuie să caut în marcare. Merg încet și foarte încet. Au o viteză. One eternity later. Ajuns poliția. Bate la ușă? Bate la ușă? Cine bate la ușă? A venit poliția? Cine, mamă? Bună! Da, ce mă spăriți? Avem o problemă cu vecinul de la etajul 3. Da, știți, îl cunoaște. Da, vă aduc și mi-a buletul. Eu nu pot să-mi las fata singură în casă, nu pot să fac nimic cu fata. Nu puteți să o lăsați. Aveți noi din punct de vedere al poliției, atât putem să facem. Să intrăm la medon. Dacă îl prindem pe acolo, așa, trebuie să intrăm. Și dacă ferească Dumnezeu ies din casă și vine și îmi dă una în cap ceva. Și acum ce faci? Mă așteptați pe mine? Păi nu, dacă nu vine din punct de vedere legal, atât putem face. Și de ce nu ține culo atunci dacă vreți? Asta nu ține de vreo doamnă. Deci mai mulți din loc, da? Da. Sunt. Mai vorbit mai devreme. Da, doamnă. Mai mulți din loc faceți o petiție, o aduceți la poliție, la Chierna. Eventual 2-3 dintre dumneavoastră, da, vine să vorbească și cu șeful de poliție ca să găsească, să facem o adresă către psihiatrie, unde l-am mai internat, că el dacă îl internezi la psihiatrie și ia pastilele, el e un normal. Da. Dacă îl ține medicamentația, se întâmplă nenorocirile. Așa mai mult din bloc veniți, înțelegeți, îi faceți o petiție, vorbiți cu șeful de post, să vedem dacă are doctor de familie sau dacă nu are, să vedem unde putem să ne internăm cu o perioadă mai lungă. O perioadă mai lungă, unde se facă și o educație psihologică, că așa este procedura. Dar trebuie să veniți să depuneți o petiție în sensul ăsta. Vedeți, dumneavoastră, e prevăzut cu ăștia de gând să-i duci la socola în cazuri deosebite. El, cazuri deosebite, el vine, vă bate la ușă, poate eu știu, stă, vă împiedicați de eu când merge jos sau eu știu altceva, știi? Păi și dacă într-o zi nu se întâmplă doar asta, se întâmplă ceva mult mai grav, atunci eu o să intervin. Atunci este internat la Socola, da. E una singură în țară, la Socola, la Iași. Până altceva aici în zonă, poate să-l interneze cu o perioadă mai lungă, dar trebuie făcută petiția aceasta. Păi și dacă, spre exemplu, încă o dată vă întreb, dacă se întâmplă ceva rău, doar atunci puteți să interveniți dumneavoastră ca organ al legii? Doar dacă se întâmplă ceva cu cineva din bloc, îi dăm cap? Doamnă, dacă îi dăm cap, să duce la pușcărie, că asta e legea în România. Dacă îi dăm cap și am murit, să duce la pușcărie, nu trebuie de bun. M-ați înțeles? Uh-huh. Atunci o să duce 15 ani, nu mai se duce o săptămână, două, trei, când stă pe la nebun. Fii, ajunge ce sunt stăia. Hai, cam rezolvat. Da, a rezolvat din ea rupt. Deci... Pe ce că așteaptă la lift? Ce dacă așteaptă la lift? Asta este adevărul. Am rezolvat și cu poliția. Eram sigură că nu-i face nimic. Ei, nu are cum să-i facă. Doi, mă, dacă îți dă în cap, atunci se întâmplă. Dacă nu dă în cap, poți. Deci trebuie să omoare pe cineva ca să ia măsuri cu poliția. Și așa, nici atunci, dar el dacă are probleme psihice, nu are cum să-i facă poliția. N-are ce să-i facă nimeni, mamă. N-are cine, pentru că el e psihic și n-ai ce să-i facă. El nici la pușcărie, el doar se ducă doar la Socola, atâta. La Socola sau la spital de nebunii. Deci n-are nimic ce să-i facă. Taci, mă, că spui hola, mă. Nu s-au copii, mă, nu s-au. Iisus. Bă, și nu taci. Deschide ușa, deschide ușa. Nu, 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 nu. Bună. Și tu ai... Păi nu, am discutat și cu doamna și cu dumneavoastră, da? Deci ceea ce v-am explicat dumneavoastră, i-am explicat și doamnei. Oricum sunteți mai mulți în bloc. Faceți lucrul ăsta ca să găsim o posibilitate. Eu într-o dimineață mergeam la muncă și zic, nu mă lăsați să trec, zic, de te deși că dau și te-am preconștiință, ești, nu mă lăsați, zic, ești din nebunia mea de aici. Pe hârtie scrieți asta, adică ești agresiv? Nu, că vă ține, nu e agresiv de agresiv, dar ține calea exact cum ți-a zis, ce-ți dădește cu tine, nu-i dai o țigare, nu-i dai, nu știu mai ce, înțeles? Fugi în casă. Și scrieți toate chestiile astea, le puneți pe hârtie.
Că el vă ține calea, că nu puteți să treceți de el, că e mizerie în bloc, că face gălăgie, că umblă, gaze, toate astea le puneți pe hârtie, da? Ca să putem să documentăm noi, în așa fel că starea lui de sănătate nu permite să mai stea în bloc, să puteți să-l internăm pe perioada de umblă de timp. Nu avem nimic de făcut. În decembrie, auzi că noi nu eram acasă în decembrie, era să ne explodeze blocul. Foarte frumos. Și-a luat și-a vândut centrala și ăla care a venit și a tăiat centrala, nu i-a băgat ca lumea alea la gaze acolo și așa, și era să explodeze blocul cu totul. În decembrie. Cu ce a fost de vină? Păi de ce ți-ai vinde centrala? De ce ai vinde centrala? De ce ai umblat la alea? De ce ai umblat la gaze fără să vină cineva care este măsură? Ai el și-a... Da! A tăiat, a desfăcut gaze de gaze și când a legat gazele genul ăla de la gaze, era să bubuie. Eu am crezut că a venit cineva și i-a luat. Nu, și după aia a început să miroase de în bloc numai a gaze și m-au sunat. Nu eram acasă în decembrie. Unde? Nici nu știu unde eram în decembrie. Și au venit pompieri. Da. Acum decembrie nu era. Nu, eram plecate. A, de sărbători, dar am fost la... Da, da, da. Și era pe la... Da. La Măghile și voi fost plecate. Hai, Alexandra, nu schimbă becurile. Da, sper că ne lăsați... Lăsați să vedem... Astea toate merg, nu? Da. Bă, nu. A, da, merg toate. Dar de, nu, lasă-le pe astea așa, că astea sunt frumoase aici. Nu, Adriana, dacă le schimbăm, să le punem jos la parter toate așa și le ducem pe astea sus. Nu le las așa, ce ai? De ce? Pentru că le punem la fel, ce facem aici? Ia pune unul din ăla să vezi dacă încape, să nu le scoți pe toate și după aia să... Să vedem cum se vede. Nu-mi place, frate, hai, nu-mi de, place, nu-mi place. Frumoase. Nu le mergeți de genul, nu, uite, vezi, le schimbai degeaba. Deci nu ciu iarbe. Mamă, dacă n-am plictit ce să mergem, o să se facă aia cruce, ai bună? Da. Nu-mi place, vreau puternice, să fie lumină multă. Păi asta, de astea, unde găsim noi becuri din astea? Nu știu unde găsim becuri din astea. La Ikea. Cred că la Ikea trebuie, nu? Să mergem. Nu știu unde e Ikea. Mă rog, ați văzut faza cu domnul nostru vecinul, să ne lăsați aici noi nou în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre asta. Și cu becurile, nu știu ce facem. Trebuie să mergem să le schimbăm iar. Le schimbăm, da. Nu vreau, dar mie nu vreau, dar nu-i corect, dar nu mai vreau din astea. Pe bune, abia n-am schimbat așa frumoase, nici astea nu sunt frumoase, dar nu trebuie să fie din alea mai puternice. Păi ce? Nu știu. Păi așa ar trebui să fie, din alea mai puternice. Păi trebuie să fie becul mai mare, ăsta are bec prea mic, cred că. Zici? Da. Păi și astea de ce sunt așa? Alea sunt pe LED-uri, mă. Hmm? Alea sunt LED-uri. Are 180 de... 25 de volți, 250 de lămâ. Trebuie de luat cu ăsta, lămâul ăsta mai mare. Da, cam asta e. A few moments later. Deci fiți atenți, Adriana de aseară se chinuie cu draperia aia, cu perdeaua aia sau ciufia aia, galeria aia, mă rog, nu mai contează. De 10 minute în jură, în continuu, e sănătoasă la cap, s-a pus pata pe draperia aia. Stați să vedeți ce urmează să-i fac eu ei acum, stați să vedeți, mă duc sus la ea și să vedeți ce-i fac. Ha ha ha.
să-l te rup, n-o să mă, că te rup buza care. De ce n-am casă de râd cu asta, mă, fraților, mă? Ai vezi, mă, te zâmb gâtul. Uite, acum, uite, stă, vezi? Aha, păi lasă. O las? Da. Și pe asta cum o pun? Nu vezi că asta stă cocoța de partea asta la noi? Mă, dar mi-e zic că iar încade. Hai, Adriana, hai că pot, hai că pot, hai, curaj, 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 hai că pot, hai că pot, hai că pot, hai că pot, hai că pot. Mamă, mi-e zic să-mi dau un ochi. Hai! Uite, ți-am zis! Așa mi s-a făcut și aseară și așa îmi face și acum. Eu ți-am zis să lași căpunea, dar dacă te... Ia, dă-te, mă, căpunea. Nu merge. Dă-te, căpunea. Te arăt eu că merge. Și dacă tu nu... Te pricep, normal. Și dacă nu merge? Normal, dacă tu nu te pricep, normal că la tine nu merge. Eu nu mă pricep. Ia să te văd de pe tine acum. Vai, mi-a rupt arbuza. Dar nu știam. Aha, aha, aha. Da, să te văd. Hai, hai să te văd, hai. Hai, aha, aha, ai dat-o de tot acum, aha, 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 da, se pricepe Alexandra, da, se pricepe Alexandra. Te-ai priceput, Alexandra? Da, priceput? Le fac imediat, bă, așteaptă, crezi că mă cheamă Adriana. Da, pe tine te cheamă Adriana? Tu ai stricat-o de tot, nu știu cum să zic. Oricum era. Ha? Nu era, era reparată. Eu le-am pus pe astea seară. Trebuie din asta mai lungă. Cred că trebuie una din aia, să o luăm aia lungă. Să-l cumpărăm și jos, că trebuie... Vai, mi-a spart buza. Și alea de jos sunt rupte. Avem de munce la casa asta, cât avem de băgat aici. Ne e rău. Mă rog, facem acum strictul necesar și facem restul gen cu timp. Știi? Că n-ai cum să le faci toate deodată. Sunt dressing-urile de făcut, sunt atâtea de făcut. Uite-te și tu, unde am lăsat pe tine ca să le strigi mai tare? Ieși, mă, că nu le strig mai tare, că dar ce le faci? Le repar. Le repari? Stai să vezi că cum se le pașez eu acum imediat. Chiar vreau să văd, chiar sunt curioasă. Te așteaptă un pic. Eu cred că trebuie mai... Asta nu merge... Să o tragi un pic mai încolo, așa. Ia, acum, să vedem. Nu, că n-are rost să tragi mai încolo. Ce? Nu. Ce n-are rost? N-are rost să tragi mai încolo, pentru că o scadă. Cade asta la dacă tragi pe ăla. Vai, dar ce mi-a tras o buză. Hai că ești cu scoapiciuri să fac, nu ești atât. Vrei să nu cad din partea asta. Păi de ce mă împingi? Ha? Dar nu ți-o împing, eu nu fac nimic. Gata? Una. Hai să te văd astea. Că astea sunt ușor de pus. Perdelele sunt ușor. Draperiile. Să te vă la draperii. Uh-huh. Hai să te văd. Haide, mâncă. Haide, dar nu ne mai strica. Deci dacă mai cade o singură dată asta, nu știu ce fac cu tine. Că eu eram aproape gata să le pun. Uh-huh. Hai, pune-le, Alexandra, hai. E prea mică și în aia, de ce nu vrei să înțelegi? Da, nu de-i plăcut. Și-a căzut asta! Ia că pe tele, ia și pune-ți-le. După ce mi le-ai stricat, acum să mi le pun, nu? Nu înțeleg că doar de aici au fost scoase, mă. Eu nu înțeleg care e ideea asta. Vezi că eu le-am pus pe toate ieri. Nu le-ai pus tu. Dar nu le-ai pus pe astea din cameră, Alexandra. Păi și eu nu înțeleg, Adriana, asta nu tot de aici au fost scoase? De unde au fost scoase? Ba da, dar nu știu. Ceau. Hai. Pune. Și să vezi că o bagi acolo și cade aia la altă. Dacă copiești, te bat. Gata? E băgată? Păi, trage pe teaua. E frumos. Așa. Hai, pune draperia. Pune-o pe asta mai întâi. Alexandra, mamă, ce de hainărit am aici. Trebuie să le bag îndulat pe toate. Ce faci? Caut ceva. Ce caut? Nu are trebuia să aibă plastic? Da. Și nu e băgat înăuntru? Aici.
E băgat. Cum îl scot? Păi merge scos ăla? Păi da, și ăsta îl făcea legătura între ele, gen. Păi îți trebuie ceva, nu? Da, dar nu ce scoți. Că nu ai nimic la coasă aici. N-ai nimic, nimic, nimic. Trebuie adus și patent și ciocan și... Trebuie cumpărat atâtea. Hai, dă-te că mi le pune acolo. Dar nu ai cum, Adriana, pentru că dacă tu nu scoți ăsta să-l bagi aici... Mi le pun cum erau. N-ai cum că o să scadă, că pentru că l-am băgat pe ăla din spate. Dar de seară până astăzi, de ce n-au căzut? Și pune-ți frimă. Așa. Și așa. Uite, vezi, stai acolo. Așa. Nu, că nu vreau să amână draperii aici. Dar le punem, mă, mergem acasă, luăm un patent ceva și le punem mâine. Că trebuie trasa aia. Trebuie un clește ceva să prindem. Ai treabă acasă? Dar n-am treaba acasă, mă, dar ce să aducem de acasă? Trebuie schimbate și perdelele astea, vai! Câte sunt de făcut la casa asta? Și pe ăla lași așa, nu? Da! Nu-l mai pui? Ba da! Când? Mâncare în listă. De ce le închizi? Nu, de ce închizi draperiile? Da, uite, mă, că vine acum. Ce vine? Stai, mă, că vine acum. Păi de ce vine? Stai un pic. Ce ai, mă? Stai că m-am prins. Ce? Ia. A, mă, calci! Ia, stai. Ia, stai. Hai, mă, ia și termină-ți draperiile aici. Bine. Ce vrei să faci? Ce vrei să faci? Da! Ai rezolvat perdeaua zile. Da, am rezolvat în frigid perdeaua. Da, ai rezolvat-o. De ce mi-ți lumea? Bine. Mai trebuie să mai lucrez puțin la ea, dar e ca nouă. Zi adevărat că ai pus-o cum era în seară. Ba nu, vezi că sunt prima, a doua. Aia din spate i-am pus-o. Cum era, da, da, asta de acum am pus-o, pus-o la cum era, cum era asta. Ba nu. Ia ce minte asta! Vezi că a făcut-o ca lumea, fraierul! Ne-a făcut-o ca lumea, că dacă nu-și treabă un pic de aia pică. Vrei să faci pare că pică? Așa. Vrei să faci pare că pică? Nu pică. Ba da, pică. Ba nu pică. Ce toate foie? Bun. Cam ăsta a fost vlogul pe ziua de astăzi. Nu uitați să ne lăsați în secțiunea de comentarii părerea voastră în legătură cu vecinul nostru. Nu uitați să ne lăsați în secțiunea din comentarii dacă vreți să vedeți turul casei și ce urmează să mai facem noi aici, pentru că sunt foarte multe de făcut aici. De făcut, da. Da, și până ne mutăm noi durează. Ne-a spart buza. Ce vrei să-ți fac? Oricum o să dureze până ne mutăm definitiv aici și cred că până în iunie, iulie ne mutăm definitiv, nu știu, vedem, mă rog, nu are importanță. Ce am zis noi că mai facem? Că astăzi nu mai facem... astăzi ne vedem pe canalul de YouTube, bineînțeles aici pe vlog, și după aia, după ce ne vedem și pe TikTok pe live și o să vedeți chestii interesante, pentru că o să intrăm live de aici, de la căsuță, de la casă, că nu e căsuță, e căsoaie, e căsoaie de la casă, să intrăm live pe TikTok și o să facem chestii nebunești și o să ne distrăm, să facem provocări, tot că aici nu prea avem cu ce să facem provocări, pentru că ghiște, nu avem nimic aici. Ne descurcăm. Cam atât pe ziua de astăzi, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să ne lăsați părerea în comentarii și să ne dați, multe like-uri, nu? Au! Pe data viitoare! Pa!